Prieteni, lăsați like dacă nu vrei la școală și apropo nu uitați să vă abonați de clopoțel deoarece vineri va apărea un video nou. Pe scurt, am chiulit de la școală. Era mărți seara, tata a intrat în cameră, eu m-am prefăcut că dorm, tata a ieșit, eu am continuat să joc. Așa am jucat toată noaptea, m-am trezit, am încercat să prind telefonul, nu se prinde, am încercat din nou, nu vrea, am încercat iarăși, nu vrea, fac, telefonul s-a descărcat. Am început să caut încărcătorul, sub pat nu este, în dulapuri nu este, fac, dar unde poate să fie? Poate la bucătărie. Am ieșit, l-am văzut pe tata dormea. Trebuie să merg încet să nu mă audă tata. Am mers la bucătărie, m-am uitat peste tot, încărcătorul nu-i. Am venit în camera mea, mă scărpina. Op, am găsit încărcătorul, interesant, cum a ajuns acolo? Am mers la priză, am pus telefonul la încărcat. Peste 10 minute telefonul s-a aprins. Fac, deja am întârziat la școală. Dacă tata știe, piză. Am ieșit afară, trebuie să mă plimb câteva ore după merg acasă și totul va fi ok. După 10 minute l-am observat pe proful de educație fizică. Fac, dacă mai vede, îi spune tatălui și voi fi bătut rău. M-am ascuns. Trebuie să mă ascund să nu mă vadă câteva ore nimeni. Am mers în parte. M-am ascuns pe scări, oricum nimeni nu se coboară pe ele. Timpul trece greu. Am început să-mi imaginez că sunt Naruto. M-am jucat în toate jocurile pe telefon. Mi-a sunat un prieten. Tu ce, tot ai fost la școală? Da. Alo? Fuck, mi-a murit telefonul, am ieșit la balcon, l-am văzut pe tata aleargă pe afară. Pe cine caută el? Am mers iarăși pe scări, m-am uitat în telefon, telefonul nu s-a încărcat. Fuck, de ce el pur și simplu așa nu se încarcă? Am început să număr. Am adormit, m-am trezit, afară deja e seara. Fuck, trebuie să merg mai repede acasă, am venit acasă, m-am salutat cu tata. Unde ai fost? La școală? La școală, da? La școală, unde? Dar lecțiile a mers bine? Extraordinar. Și tu spui că ai fost la școală? Da, la școală. La școală fără geantă. Geantă. Ți este piz. Pe scurt, am chiulit de la școală. Prieteni, scrieți în comentarii dacă ați chiulit vreodată de la școală. Și apropo, nu uitați, luni, miercuri și vineri apare videoclipuri noi, așa că nu uitați să vă abonați și de clopoțel, deoarece vineri va apărea un videoclip nou. Pa!